Unirea din 1918 a fost încununarea unui vis al românilor. Unirea a fost posibilă pentru că o elită politică și intelectuală de excepție a știut să mobilizeze la luptă pe români. Dar a fost posibilă și pentru că proiectul nostru a găsit sprijin puternic la marile puteri ale momentului. Ele au văzut atunci un rost pentru români în această parte a Europei, răvășită de revoluțiile bolșevice. Mai mult, soldatul român a salvat Viena de revoluția bolșevică, a apărat Praga de roșii, a eliberat Budapesta de Belocun și alături de soldatul polonez era gata să lupte contra armatei roșii. Un ofițer britanic aflat în Basarabia spunea că nu poate fi subliniată îndeajuns importanța armatei române pentru apărarea Europei întregi de bolșevici. În toamna lui 1918, Iuliu Maniu, care era responsabil cu problemele militare și relațiile externe în Comitetul Național Român Central, se afla la Viena. Misiunea lui era să constituie o armată românească din regimentele garnizoanelor Viena și Praga. Le-a propus ofițerilor români să constituie sfatul soldaților români din Viena. Ministrul de război austriac a recunoscut sfatul militar român și le-a pus la dispoziție 6 încăperi în clădirea ministerului. Comuniștii începuseră atacul pentru a pune stăpânire pe întreaga Viena. Poliția era ca și inexistentă. Soldații austrieci fuseseră lăsați la vatră. Ministrul de război austriac i-a cerut lui Iuliu Maniu ca unitățile militare românești să restabilească ordinea. Armata română a ieșit pe străzi cu tricolorul în frunte și, după lupte grele, a readus liniștea. Plebea vieneză, gata de pradă, a fost liniștită, redusă la tăcere. Revoluția din Praga a izbucnit la 28 octombrie 1918. Se găseau acolo regimentele Brașov, Cluj și Oradea Mare. Trupe cehe nu erau. Erau însă unități ungurești și nemțești. Adjutantul regimentului Brașov a încheiat un acord cu cehii, potrivit căruia militarii români se angajau să asigure ordinea în Praga și într-un diametru de 10 km împrejur. Nemulțumit de noua linie de demarcație stabilită de Conferința de Pace de la Paris, guvernul Károly demisionează și predă puterea proletariatului popoarelor Ungariei. Se naște Republica Comunistă Ungară. După izbucnirea Revoluției Bolșevice la Oradea, orășenii au trimis străsuri și alte vehicule ca să-i aducă pe soldații români opriți din cauza oboselii la Tileagd, de dornici să-i aibă în oraș ca să potolească teroarea roșie. Ca eliberatori au fost primiți militarii români și în Budapesta. Pe lângă teroarea fizică, regimul comunist instaurat de Belacun adusese și o foamete cumplită. Bucătăriile de campanie ale armatei române au hrănit populația orașului. La iscălirea pactului anticomintern, ministrul de externe ungar a accentuat că poporul maghiar se poate mândri de a fi fost primul care a înlăturat o guvernare comunistă, spre disperarea ministrului de externe român Mihai Antonescu, care, neștiind germana, a pus pe consilierii care îl înconjurau să-i traducă un text făcut de dânsul, pe care apoi l-a citit. Dar momentul unei replici imediate fusese pierdut. În perioada interbelică s-a încercat crearea unui cordon sanitar bazat pe Polonia și România. Nu s-a reușit. Proiectul a fost reluat în zilele noastre sub forma inițiativei celor trei mări. V-am prezentat în cadrul ediției de anul acesta proiectului Eu aleg România 100 de evenimente ce au determinat construirea unei națiuni unite, puternice, demne și independente. 100 de momente definitorii din istoria românilor pentru centenarul României. 8 echipe de producție din toată țara, sute de ore de filmare și de editare audio și video, documente inedite, toate pentru a ilustra istoria românilor în 100 de momente esențiale, ediția 2018 a proiectului Eu aleg România.